Bună ziua, stimați reprezentanți mass media, stimați cetățenii Republicii Moldova și cetățenii altor state, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Sunt Mihail Vodă, director al Biroului Migrat și Azil. Sunt aici împreună cu colegii mei de la direcțiile de profil pentru a vă prezenta starea lucrurilor pe domeniul migrației și azil ca urmare a războiului declanșat în Ucraina. Deci, ce am gestionat noi din 24 februarie și până în prezent, precum și o să oferim informații referitor la reglementarea statutului juridic al cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, în special al cetățenilor ucraineni, apatrizilor din Ucraina, precum și membrilor de familie ai acestora. Pe lângă aceasta, noi am lansat un chestionar despre care tot o să vorbim, o să prezentăm datele preliminare. Ceea ce vreau să comunic de la început, că noi în această perioadă am procesat un număr record de cereri de azil, avem peste 8.000 de cereri. Dacă în regim obișnuit, anual, Direcția Azil și Integrare a Biroului Migrat și Azil procesa până la 100 de cereri de azil, aici este un record pentru noi și este de fapt și o provocare ca și resurse umane să gestionăm acest proces. Pe lângă aceasta, au crescut și numărul de adresări pentru obținerea permisului de ședere. Avem peste 30% creștere adresărilor a cetățenilor străini în general, nu doar a cetățenilor ucraineni, pentru obținerea permisului de ședere. S-a dovedit în această perioadă că instrumentele legale pe care le avem noi la nivel național sunt eficiente. Noi am gestionat 3 centre provizorii și de fapt le gestionăm până în prezent. Este centru provizorii din Palanca, Călărășovca și Giurgiulești, unde am acordat toată asistența necesară pentru persoanele care au fugit de război din Ucraina. O să prezint în spatele dumneavoastră este o mică prezentare. Deci noi o să prezentăm anumite date, anumite modalități, cum pot să se afle pe teritoriul Republicii Moldova și ce posibilități au la moment cetățenii ucraineni, în special, este faptul că se pot afla provizoriu, asta este prima modalitate, a doua modalitate este de a obține permis de ședere și a treia modalitate este de a obține o formă de protecție pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce numim noi azil. Azilul este instituția juridică prin intermediul căreia Republica Moldova oferă o protecție cetățenilor străini. Respectiv, noi pe teritoriul Republicii Moldova avem 4 forme de protecție. Prima este statutul de refugiat, a doua este protecția umanitară, protecția temporară și azilul politic. În primele două cazuri, statutul de refugiat și protecția umanitară, se acordă de către Biroul Migrat și Azil. Protecția temporară se acordă printr-o hotărâre de guvern la propunerea Ministerului Afacerilor Interne ca urmare a raportului Direcției Azil și Integrare a Biroului Migrat și Azil referitor la un flux masiv de persoane. Și azilul politic este acordat de către președinție. La moment, în sistemul de azil, avem înregistrate 4.013 persoane. Din ele, solicitanți de azil sunt 3.658, din care marea parte sunt ucrainenii, 3.263, respectiv cu deja cu o formă de protecție confirmată. Sunt 180 cu statut de refugiat și 175 sunt beneficiari de protecție umanitară. Deci dacă să-i divizăm după state, marea majoritate, cum și-am spus, sunt din Ucraina, 3.281, respectiv sunt urmați 187 de Siria, Turcia, Vietnam, Azerbaidjan, Maroco, precum și alte state care în toată această perioadă s-au adresat pentru protecție către autoritățile Republicii Moldova. Ce vreau să menționez este faptul că cetățeanul străin poate solicita azil atât la intrare în Republica Moldova, deci vorbim de punctul de trecere a frontierei de stat, cât și pe teritoriul Republicii Moldova și nu doar la Biroul Migrat și Azil, se pot adresa la orice subdiviziune a Poliției Naționale, precum și persoanele care se află în penitenciare, se pot adresa inclusiv cu cereri de azil la administrația penitenciarilor. Din
În ultima perioadă, cererile de azil sunt în descreștere, însă în total, cum și-am spus, avem peste 8.000 de cereri de azil, respectiv 7.144 reprezintă cereri de azil depuse de cetățenii ucraineni. Deci, dacă să e, deci, după componența demografică, înseamnă că marea majoritate din cei care au depus în această perioadă cereri de azil sunt bărbați, 6.000 de persoane, urmați de femei, peste 1.200 de persoane și copii, 652 de persoane. Deci, la momentul de față, cum și-am menționat, cetățenii străini se pot adresa pentru obținerea permisului de ședere, respectiv sunt mai multe tipuri de imigrare. Cele mai des accesate sunt pentru reîntregirea familiei, precum și muncă. Însă, în general, cetățenii străini pot obține dreptul șederii provizorii în scop de muncă, la studii, investiții, reîntregirea familiei, specialiști din diferite domenii, precum și pot obține permisul șederii atunci când au nevoie de tratament în instituțiile medicale. Totodată sunt și permise de ședere pentru victimele traficului de ființe umane și violența în familie. Deci, din 24 februarie în prezent, 720 de cetățeni ai Ucrainei au obținut permis ședere, dintre ei 80 au obținut drept ședere permanentă, respectiv 640 au obținut drept ședere provizorie. Pe lângă aceasta, 621 de persoane au obținut dreptul de muncă în regim facilitar prin înregistrare la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Dacă să vorbim despre scopuri, 432 au obținut în scop de reîntregirea familiei, respectiv la muncă 138 de persoane și din restul din alte categorii. În toată această perioadă, pentru a facilita intrarea și șederea pe teritoriul public Moldova, au fost o serie de derogări de la legislația națională prin dispozițiile Comisiei Situații Excepționale. Respectiv, prima derogare a fost faptul că, referitor la actele de identitate, pentru că pentru a intra pe teritoriul public Moldova, cetățenii ucraineni și membrii de familie acestora, deci în regim obișnuit, au nevoie de document de călătorie, pașaport. Respectiv, una dintre primele derogări a fost faptul că pot intra cu diferite tipuri de acte de identitate și, de fapt, depunerea în prima perioadă, februarie, depunerea cererilor de azil a fost generată anume de faptul că persoanele nu puteau intra pe teritoriul publicului Moldova în baza actelor de identitate pe care le aveau la mână. Pentru că o bună parte din ei, fie doar aveau certificate de naștere, alții aveau acte de identitate interne, precum și alte acte din Sistemul Național de Pașaport și acte de stare civilă. Respectiv, noi am venit cu aceste derogări și cereri de azil din acest motiv au scăzut. Tot în această perioadă, noi am înaintat propuneri și respectiv au fost aprobate ca și derogări în scopul facilitării obținerii dreptului de ședere în scop de muncă. Și aici vorbim anume de cetățenii ucraineni. La momentul de față, pentru ei nu este obligator prezentarea cazierului CR din țara de origine, adică din Ucraina. Respectiv, ei este suficient ca ei să depună o declarație proprie răspundere. Oricum, noi efectuăm toate verificările de rigoare referitor la anunțarea în căutare internațională sau alte incidente în care este implicat, probabil poate fi implicat cetățeanul ucrainean. Pentru cei care depun dreptul de ședere în scop de muncă, nu este obligator de a fi indicat în contractul individual de muncă salariul mediu prognozat pe economie. Și aici vorbim de 9.900 de lei. Acest salariu este aprobat prin hotărâre de guvern anual și el se modifică, respectiv pentru a facilita încadrarea în câmpul muncii și a oferi posibilitatea de a-și câștiga existența pe teritoriul Republicii Moldova. A fost înaintată și această propunere și aprobată. O altă derogare a fost faptul că angajatorii nu sunt obligați să achite acea taxă de stat de 1.440 de lei atunci când încadrează în câmpul muncii cetățenii ucraineni. Respectiv, pentru angajarea în regim facilitar pe teritoriul public Moldova,
în câmpul muncii. Persoanele pot obține de pe site-ul dopomoga.gov.md IDNP-ul, codul personal. Respectiv, după obținerea acestui cod personal, copia contractului individual de muncă și copia pașaportului se depun la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și, deși persoana se află provizor pe teritoriul Republicii Moldova, nu este necesar de obține permisul de ședere, respectiv, ca urmare a acestei înregistrări, el are dreptul să se afle și să muncească pe teritoriul Republicii Moldova. Noi am analizat statistica persoanelor care la moment se află pe teritoriul Republicii Moldova, anume veniți din Ucraina, la moment se află peste 77.000 care au rămas pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv din aceștia 50.585 de persoane se află mai mult de 90 de zile pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv cetățenii ucraineni sunt 48.511 și din alte state 2.074. Din cei care se află mai puțin pe teritoriul Republicii Moldova de 90 de zile, deci 25.215 sunt din Ucraina și respectiv 1.859 din alte state. Totodată, pe lângă faptul că cetățenii ucraineni se pot legaliza pe teritoriul Republicii Moldova, ei au și oportunitatea de a pleca în alte state UE, pentru că la momentul de față multe state membre a Uniunii Europene și-au manifestat intenția de a primi și a găzduie cetățenii ucraineni și membrii de familie acestora. Respectiv, noi am parteneriat cu înaltul comisariat ONU și pentru refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație, precum și în parteneriat cu guvernele statelor membre. În această perioadă am asigurat transferul a 1.886 persoane în diferite state, precum sunt Germania, Spania, Lituania, Franța, Norvegia, Austria, Letonia și Italia. Totodată, pe lângă aceasta, de către Biroul Migrației și Azil, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale, a fost asigurat transferul a 4.859 de persoane, tot în statele membre ale Uniunii Europene. Și în context, noi, la momentul de față, vrem să vedem care sunt necesitățile cetățenilor ucraineni, să vedem ce putem ajuta, respectiv să vedem care este intenția lor de a rămâne pe teritoriul Republicii Moldova sau de a pleca în statele membre Uniunii Europene, după cum și-am menționat. Și noi am lansat un chestionar privind evaluarea necesităților acestor persoane. El este lansat recent, respectiv din numărul de respondenți, noi, ca urmare a întrebărilor adresate, avem următoarele date preliminare. Deci, una din întrebări a fost de regiunile de unde vin aceștia, respectiv 53% au răspuns că sunt din Odessa, alții 20% din Nicolaev și respectiv restul din diferite regiuni ale Ucrainei. 84% sunt bărbați, 16% sunt femei, 59% sunt căsătoriți, iar alții 41% sunt necăsătoriți. 55% din aceștia, și cea mai mare rată, sunt acei care au vârsta cuprinsă între 25 și 44 de ani. Referitor la studii, 47% au răspuns că au studii superioare, inclusiv studii de masterat și doctorat. Circa 10% nu au finisat studiile primare și alții 43% au studii primare, colegii și așa mai departe. După amplasare, 65% locuiesc în Chișinău, respectiv 10% în regiunea Sud, 9% în regiunea Nord, 8% în regiunea Transnistriană și 7% în centrul țării. Din punct de vedere al cazării, 50% au declarat că ei locuiesc la rude, prieteni și voluntari, 38% deci, închiriază diferite imobile și 12% se află în centrul de deplasament oferit de către Guvernul Republicii Moldova. 47% din respondenți au spus că se află mai mult de 90 de zile pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv 23% au declarat că se află de la 61 până la 90 de zile, 17% au spus că se află de la 31 până la 60 de zile. Întrebați dacă caută un loc de muncă, respectiv 62% au spus că nu caută un loc de muncă, pe când 38% au spus că au nevoie de un loc de muncă.
despre intențiile lor după 90 de zile, 57% au spus că vor să rămână doar pe o perioadă scurtă, de până la 90 de zile, 17% au spus că vor să se întoarcă în Ucraina, 12% au spus că doresc să obțină un permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv 10% au spus că au nevoie de o formă de protecție, adică să le fie acordat acel azil pe teritoriul Republicii Moldova, și respectiv 4% au spus că ar dori să plece în altă țară. Din necesitățile curente pe care le au acum la moment aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, 21% au spus că au nevoie de acces la internet, 14% au răspuns că au nevoie de servicii medicale, 12% au spus că au nevoie de servicii bancare, alții 12% au spus că au nevoie de cazare, respectiv 11% servicii de îngrijire a copiilor, 7% au spus că au nevoie de suport la achitarea serviciilor comunale, doar 7% au spus că au nevoie de angajare în câmpul muncii, educație 6%, transport 4%, asistență psihologică 3% și respectiv asistența juridică și obținerea actelor de identitate câte 2%. Fiind întrebați despre sursele de întreținere pe teritoriul Republicii Moldova, 43% au spus că aceasta o reprezintă din partea organizațiilor neguvernamentale, 20% suport de la autoritățile statului, 11% din surse proprii, 7% au spus că nu au surse de întreținere, 6% au spus că au suport din partea familiei, 4% din salariu, precum și altele câte 4-3% din partea autorităților ucrainene sau din venituri din partea autorităților ucrainene sau din venituri neoficiale ad hoc. Deci cam asta este prezentarea noastră. Sunt aici împreună cu colegii pentru a vă răspunde la întrebări. Pe scurt, v-am prezentat situația, cum am gestionat noi această situație de criză și cum de fapt și în continuare o gestionăm. Noi suntem la o etapă de reorganizare pentru că marea noastră provocare a fost anume lipsa de resurse umane, pentru că să gestionez așa un flux mare de străini, este nevoie de angajați pregătiți în domeniu, pentru că domeniul migrației și azilului este un domeniu specific. Deci, un specialist ca să fie format are nevoie cel puțin un an ca să înțeleagă toate domeniile pe care noi le gestionăm. Vă rog întrebări, dacă sunt aici cu colegii și vă răspund cu plăcere la întrebări. Începând cu declanșarea conflictului din 24 februarie până în prezent, avem înregistrate pe teritoriul Moldovei peste 8.000 de cereri de azil, dintre care peste 7.100 au fost depuse de către cetățenii ucraineni. Vă răspund eu la această întrebare. Deci pe domeniul de competență al Biroului Migrației și Azil, doar vreau să spun că această persoană deține permis ședere valabil pe teritoriul Republicii Moldova. Deci până la sfârșitul anului. Deci, nu știu dacă este cazul să comunic, cel mai probabil ar fi de la organul de urmări penal. Cunosc, dar nu știu dacă este cazul acum să anunț. Cât timp trăia în Republica Moldova? Era concubinaj, era... Permis de ședere în scopul reîntregirii familiei, permisul este valabil, venit recent, nu este foarte mult timp teritoriul Republicii Moldova. Anul acesta? Nu, e anul acesta, am trecut. Dar era copilul lui? Biologic, da? Asta nu este o întrebare care țin domeniul Biroului Migrației și Azil, dar eu v-am răspuns pe linia de competență. Cu el acum discut organul de urmărire penală, nu Biroul Migrației și Azil. Atât, dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc și o zi frumoasă!